Cum poți să obții până la 60.000 de, de euro fonduri nerambursabile? Până la ce dată se depun proiectele? Organizațiile non-profit din România trebuie să știe cum pot obține până la 60.000 de, de euro fonduri nerambursabile. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, FDSC, tocmai ce a anunțat cel mai mare buget din istoria programului, În stare de bine, pentru anul 2023. Cum poți să obții până la 60.000 de, de euro fonduri nerambursabile? Organizațiile non-profit din România pot obține până la 60.000 de, de euro fonduri nerambursabile prin programul În stare de bine al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, care a anunțat pentru anul acesta un buget record de peste 1,2 milioane de euro. Valoarea maximă a granturilor nerambursabile acordate este de 60.000 de euro pentru o organizație, iar durata proiectelor este de 10 luni. Dar ce este programul în stare de bine? Acesta are ca obiectiv reducerea inegalităților sociale prin intermediul activităților de tip cultural, sportiv sau care susțin ori promovează o viață sănătoasă, în beneficiul grupurilor sau comunităților vulnerabile. Ce este conceptul de intersecționalitate? În 2023, programul va susține, în premieră, inițiative care integrează conceptul de intersecționalitate. De exemplu, inițiativele care au în vedere îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor romi ar trebui să ia în considerare nu doar situația materială precară a familiilor din care provin acești copii, ci și aspecte specifice acestei comunități etnice precum discriminarea la care sunt supuși atât copiii, cât și părinții, accesul precar sau inexistent la educație preșcolară și servicii sociale și medicale, lipsa documentelor de identitate, izolarea, traiul în enclave urbane de tip ghetto. Etică Toate aceste aspecte particulare se intersectează, de unde și termenul de intersecționalitate și complică situația acestor copii. Necesitând abordări integrate, pe mai multe dimensiuni. Avem în vedere, în mod special, acele grupuri și comunități vulnerabile afectate de mai mulți factori defavorizanți ce acționează simultan, de la discriminarea pe criterii etnice, de gen, de vârstă sau de orientare sexuală, la statutul socioeconomic precar și, sau mediul de rezidență. Pentru unii dintre acești beneficiari, cum ar fi, de exemplu, fetițele rom din mediul rural, șansele de a reuși în viață sunt extrem de mici. Ca să ajungă să studieze la facultate, acești copii trebuie să traverseze obstacole precum riscul de abandon școlar, pragul admiterii la liceu, costurile navetei la liceu, admiterea la facultate și costurile asociate celor trei ani de studii etică. Toate acestea se suprapun cu discriminarea pe criterii etnice cu care se vor confrunta zilnic și cu aceea de gen în aceste condiții. Credem că este esențial să sprijinim acele intervenții care adoptă o perspectivă intersecțională, transmite Catarina Skaderator, manager CSR pentru Kaufland România și Moldova, când pot fi depuse proiectele. Față de ediția de anul trecut, Fondul pus la dispoziție în 2023 a crescut cu 200.000 de, de euro, la fel ca valoarea maximă care poate fi acordată unui ONG, care a crescut de la 50.000 la 60.000 de, de euro. Pentru primul apel bugetul se ridică la 600.000 de, de euro. Pentru primele două apeluri. Selecția proiectelor câștigătoare va fi realizată printr-un concurs în cadrul căruia ONG-urile selectate vor fi invitate să-și prezinte inițiativele în fața unui comitet de evaluare format din membrii Comitetului CSR Kaufland România și membrii FDSC. A treia rundă de finanțare este alocată apelului special în stare să ajut, care dispune de un buget total de 200.000 de euro. Acesta vizează o prioritate socială specifică la nivel național sau regional, care va fi anunțată odată cu lansarea apelului. ONG-urile pot depune proiectele pentru primul apel în perioada 19 aprilie 2023, ora ora 9, 21 aprilie 2023, ora ora 16. Lista scurtă a proiectelor finaliste va fi prezentată pe 16 mai urmând ca până pe 30 mai să fie anunțați câștigătorii, potrivite după Ro.